Ah, como entra. Dan, o mai auzi? Danuț? Da, stai Așa. că scu Am înțeles. uș TikTok. Nu Am cred că o înțeles. să pot să fac. Okay. Ok, momentan cred că suntem live. Salutare internet, numele meu este Andreea, individul care face jocuri la zona IT, care de fapt nu face jocuri, ci doar le prezintă, iar acesta este Titanfall Beta. Sau ceea ce urmează să fac cu Greuceanu pentru următoarea oră și un pic. Un pic mai încolo, probabil un foarte bun prieten de-al nostru se va asocia acestui minunat stream. Moment în care o să vă rog să-l rugați pe... Să-l întâmpinați pe Alexandru cu mare, 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 mare dragoste. Îmi pare rău că a durat chiar Ok, atât. momentan cred că suntem live. Salutare internet, numele meu este... Așa, drept urmare, ideea de bază este următoarea. Îi mulțumim lui Matt și lui SF, care ne-au ajutat în a face rost de aceste minunate coduri pentru acest minunat joc, pe care l-am jucat destul de mult. Dacă doriți să ne ajutați să mai adunăm niște oameni, să vă rog frumos, dați share și voi pe Facebook, este primul lucru pe care îl puteți face. Asta ajută foarte mult show-ul. Îi strica ceasul. Da, s-a stricat ceasul. Greuceanu? Da, Zi. salut. Salut. Salut, Andrei. Salut, oameni. Salut tot cei 45 de oameni. 45, genial. Ce vom face astăzi? Practic, pur și simplu ne vom juca, iar la finalul streamului vom da câteva păreri informate, mai mult sau mai puțin. Primul lucru pe Ok. care trebuie să-l spun este că nu sunt foarte de acord cu ceea ce se întâmplă în acest minunat joc, faptul că l-au limitat exclusiv la Origin, dar, din nou, vorbim de ei care au și ei niște chestii, niște lucruri, niște făcuri. Da, pentru cine nu știe, SF Gaming ne-a ajutat cu contul 2 și Matt ne-a ajutat cu contul 1 de Titanfall Beta. Motiv pentru care îi mulțumesc. Și eu îi mulțumesc. Când mai facem o serie de LOL? Momentan am primit un mail de la cineva pe site-ul nostru, pe Arhel IT, de la cineva cu care s-a oferit să facă o serie de LOL. Urmează cel mai probabil și o serie cu Smite. Deci aveți multe lucruri in the works, cum s-ar spune. Dan, te las pe tine până îmi servești și eu cafeluța. Ok. E în regulă. Salutare, armată. Sunt Greuceanu. Sper să-și savureze Andrei cafeaua ca să fie apt pentru o luptă așa cum trebuie. Hai smash! Ha-ha! Da, Andrei, văd că e deja level 14, deci a jucat ceva. Cineva să zicem că a avut foarte mult timp liber. Not. Yep. Da, dar cu un joc asta ai făcut ceva timp. Măi, niște idei de bază pe care le-aș putea, niște pronosticuri. Cred că jocul o să se vândă nu bine, ci foarte bine. Faptul că este disponibil Posibil, pe da. PC este un lucru extraordinar. Dar zi-mi, Andrei, că, uite, chestia asta chiar nu o știu, e cross-platform? Da, este cross-platform. Jocul va fi disponibil exclusiv pe console pentru Xbox 360 și Xbox One. Varianta de Xbox 360 întârzie puțin. Varianta de Xbox One va fi lansată în martie. Iar cea de PC va fi lansată la timp. Îmi pare rău pentru cei... Drăguț. Să dau microfonul mai tare.
Ok, mulțumesc pentru. Ok, acum este, presupun că este mai bine? Cineva mă întreabă dacă am băut la supermarket. Dan Ciucătă. Da. Încă o dată, acest live stream nu este ca restul de live stream-uri. Insultele și orice altceva sunt întâmpinate cu mut. Deci, dacă vreți idei, aveți idei istețe, n-aveți nicio problemă. Veți primi mut instant. Ok, nu va fi pe, nu va fi pe PS3, dar din ce am experimentat până acum, jocul se comportă foarte bine. Cu alte Arată și cuvinte, se mișcă grozav. arată, se mișcă grozav. Trebuie să verific chestia asta. Din ce știu eu, jocul rulează pe un engine modificat de Source. Engine-ul de bază este un Source Engine. Da. Deci, engine-ul jocului este același ca cel de la Half-Life, ca cel de la Portal, ca cel de la Left 4 Dead. Counter-Strike, Left 4 Exact. Dead. Andrei, Dar zi, Andrei. da, cineva, Andrei e bază, Zona e bază, Titanfall e bază, mulțumesc, și tu, Răzvane, ești bază, ești bază noastră. De ce nu mai a postat Alfuros acele minunate videouri? Pentru că Alfuros nu mai colaborează cu noi. Îmi pare rău să anunț asta, dar am mai spus-o și în trecut, asta e, ghinion de neștiință. Ok, hai să începem jocul. Okay, let's Vom go. începe în un joc scurt, să vedem ce și cum. O să încerc pe cât posibil să nu joc cu smart pistol-ul. Greuceanu se aude încet. O să vă rog, având în vedere că este primul live stream după o lungă perioadă de timp, o să vă rog să aveți și voi puțin tică răbdare cu noi. Știu, probabil că Greuceanu sau poate chiar și eu ne auzim mai greu, dar situația este următoarea. Pentru a vedea cam în ce situație funcționează jocul, momentan jocul la mine rulează pe un FX 6300 cu 8 GB de RAM și cu un 7850. Pentru a vedea cam cât de decent. Da, mori, mori. A, ta, mare! Și dintr-o... Opa, opa, zice... A, ta, la, cloak, cloak. Fugi ca o fetiță. La. Ok, am intrat. Au! Schelelău! Observ deja o fază, Andrei. Nu cred că, deși suntem în ne avem în Același loc. friends list, nu apărem taguiți pe hartă ca friends. Cred că ar A, trebui o da, chestie e, asta e, pe probabil ar fi o este, chestie pe care ar trebui să o implementeze, ar fi utilă. probabil, da, încă o dată, tot pentru toți cei care sunt prezenți, ideea este că vorbim aici despre un beta. Da, Ok. să nu uităm Mă, acest aspect. movementul, să știi că este mai mult decât acceptabil. Surpriză, strâmbule. Cine Da, joacă cu te-am pistol? văzut, Andrei, zona. Cine joacă? Cine joacă cu pistolul bine? Cine joacă cu pistolul? Opa, ce Andrei, țin schelelăun! să-ți reamintesc că nu ești în Call of Duty. Ok. dați refresh la stream. Dați un refresh la stream. Ok, în 40 de secunde o să am și eu Titanul. Ok, da, într-adevăr, stai puțin că avem o mică problemă. Cine Da, joacă cu te-am pistol? văzut, Andrei, zona. Cine joacă? Avem? Da, s-a blocat, nu știu de ce. Stai, refresh la stream, sper să se fi rezolvat problema. Opa, opa. Hai să vedem.
Ok. S-a rezolvat cu stream-ul? Acum verificăm. Ok. Da. Mai sunt probleme cu stream-ul, oameni buni? Secțiunea de comentarii. Opa, opa, stai, 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 nene, sunt friendly, sunt friendly, sunt prietenos. Vreau doar să-ți fac capul. Pane, atâta tot. Nu, nu, nu. No! Aoleu. Eject, eject. Ok, am reușit. Scăpat. Și acum mă fac... Aaaa, m-a omorât al dracu. Și eu am murit. Să cadează. N-ar trebui să am probleme. Ok. Și acum fă-te negru. Hehe, ce-ai pățit, prietene? Te-ai împiedicat, te pomenești. Ia să vedem. Aaaa, cuc! Și alte păsărele. Titan ready. Ok, mă duc să-mi caut o zonă în care să-mi fac deploy. Opa! Ok. Hai cu Titan-ul. Fum! Nice! Ok. Tot o secundă, că... Nu e, cred că e o problemă cu, cu stream-ul ceva, pentru că în secunda în care am trecut de pe un monitor pe altul, nu se mai mișcă nimic. Ia să încercăm altfel. Get to the dropship. Opa. Oameni buni, funcționează acum? Da, e o problemă cu, cu stream-ul. Aparent se, da, se blochează și nu știu de ce. Ar trebui să... O să facem o mică pauză și voi, voi reveni imediat. Ok. Ce faci, stream-ul? Da, o stream-ul pentru... o să pe închid Twitch, pe ce broadcast-ul. faci? Nu, 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 pe... pe cum îi spune. Pe YouTube. Este direct pe YouTube stream-ul. E acum să funcționeze, zic eu. Aha. Ok. Mulțumesc mult, Bobo. Nu, no problemă. Ok. Cius. Ok. Da, o să închid stream-ul pentru... o să închid broadcast-ul. Nu, 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 să pe... Să vă drumul, să vedem dacă merge. Ok.
Da, o să închid stream-ul pentru... o să Pe închid Twitch, pe broadcast-ul. Twitch. Nu, 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 pe YouTube. Mi-e să mult bobo. Nu am probleme. Fac eu ca Ok. mor. Ok, hai să înci... Ce încă o dată. Ok. Da, o Deci, să închid merge. stream-ul pentru... Acum merge. o să închid broadcast-ul. Nu, 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 pe Se răspuns. vede, e bine. Victorie! Da, încă o dată îmi pare rău, sper că s-au rezolvat problemele. Da. Salut, Bobo! Mulțumim, Bobo. Pa, Bobo. Oh, ai. Să înțeleg că asta a fost. Da. Încă mai pățit asta. Ar trebui să înceapă curând. 12 secunde. Da, o merge bine 10. acum, gata. Am pierdut vreo 50 și ceva de oameni brusc așa de Da, la nu-i o... bai, lasă, nu treci. Imediat au revenit restul de 10. Stai puțin, stai puțin. Ai Ce? răbdare câteva minute, că o să apară mai mulți. Nu, n-am dat share pe Facebook, stai. Nu fac așa ceva. Nu, 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 nu. Nu, am dat like, Oric... așa nu zici. That's enough. Ok, oh my god. Trebuie să fac duș. Păi, și ce te abține? Hai să încerc să joc cu smart pistolul. Se spune Because că... you're that smart. Nu, se spune că pistolul ăla e mai deștept ca utilizatorul. Hai să vedem de ce suntem în stare. Hai De să vedem. nimic. Am pornit. Ok. Tum, 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 tum. Suntem în regulă. Trebuie Încă o să mă duci dată, de lei. mă, știi care e faza? Mie îmi place foarte mult cum se mișcă jocul și chestia asta cu parcurul mi se pare absolut genială. Parcurs în shit. Vezi, Andrei, tu poți să te dai puțin din OBS mai încet. Nu mult. Că mi se pare că te auzi puțin cam tare. Puțin, adică trebuie să dai cu o bară mai puțin, nu foarte mult. Ah, ok. Da, ți se mișcă bine, am pus. Și... Oh, am fost flancat. Eu îi cam... cam fac legea. Ok. Vreau și o smart pistol, pe cât e? Pistolul ăsta e pentru retardați. Să fiu eu dacă nu. Deci mi se potrivește mănușa. Deci pe bune. A murit într-un final. Deci pe bune. Mi se pare idiot. Oh, uite, nu ești în stare să dai aim down sight? Uite, îmi punem noi ținta, tu doar trebuie să tragi. Ok. Ia să vedem, ia să vedem. Oh Hopa! my god, Andrei, de ce nu-ți place? Dab step. Dab step. What the fuck? What is dab step? Ok. Call of Duty Titan. Fugi, mă, de aici. Call of Duty Ce? cu mult titan. Stai puțin, adică doar pentru că e No, shooter. Call of Duty jucat în Titan. Exact! Doar pentru că are armă și FPS. Oh, Call of Duty. Și să Tu ghicesc tu tu dacă tu pe tu 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 mașini tu 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 scrie tu tu FF. tu tu Opa, I need for opa, speed. opa. I need for Dacă nu speed. feream capul, făceam urât. Dar tu faci mereu urmă. Încă încerc să deosebesc cum arată grenada aia, zici că are țepi. Cum am zis, texturile parcă zic că sunt puțin retardate. Păi, mă, faza este că jocul e E mele, rulează. știu. Nu, rulează în Steam Engine. În Steam Engine, în Source Engine. Ce l-am făcut pe... Oh, Păi l-am... scoală-ți titanul. Soda. Fă-l să pice. Nu încă. Aștept să mor. Cu toate bugurile care le-am avut în BF4 știți better than Call of Duty. Ce? Ce mă? Ce? Nu... Sunt ăștia, sunt frustrați rău de tot că nu reușesc să mă omoare. Cu cine? A, vorbesc că e pe chat acolo sau cine? Și cât ține beta-ul ăsta?
Nu era până luni sau mai? A, m-a omorât într-un final. Nu era până Ceva de marți. genul ăsta. Da, marți, da. Ok, titanul meu e gata. Ce, gata, a făcut praf. Și acum vin și eu cu titanul. Hai. Păcate să înceapă scandalul. Sunt numai același titan acum în beta. N-ai mai mult. Vreau ogre-ul. Mie îmi place Atlasul, să știi. Hai să vezi ogre-ul. Am pistol pentru idioții. Tu doar mergi în față și tragi. Ah, te-ai spawnat direct cu... Aha. De ce nu faceți, bă, team-up de alea? Unul stă cu titanul și altul stă în spatele lui. Îl porți în cârcă. Păi, bă, ideea este că trebuie să ne distrăbiți-l, știi? Oricum, e cam facem pe ăștia Schweizer, adică... Eee, primul lag spike. Bong. Bong. Opa, opa. Penelope. Ok, ce unde a rămas la partea? Atlator! Aha, tocmai l-am călcat pe unul pe cap. A țipat? So rewarding. Da. A țipat? A făcut aaa! Și dintr-o dată n-a mai fost. Se urca să urcă pe titanul meu, mă. A, dracu, ce era pielea pe el. Căuta ceva. Căuta nemurire. Flășc. Flășc. Chiar că flășc. Nu era flășc. Și dintr-o dată am călcat într-un pilot. Cred că ți-a rămas pe Victory! That was fast. Victory. Nice. Epilog. Hai, hai. Scoate scapul. Oameni buni, păreri, opinii, ceva? Cum vi se pare? Call of Duty. Nu, că altceva n-ai să găsești decât genul. Orice alt stream, oriunde m-aș duce. Call of Duty. Să blochez anumite video-uri de ale mele. Ah, m-a omorât! Știu ce am să fac. Am să-mi blochez toate video-urile pe România. Zici ce se întâmplă. Asta e un fel de masochism de ăla. Trebuie să-l cumpăr. I-am dat precomandă. Ia uite. Băi... Ce te-a călcat? Da, cineva spune că baie microfonul meu dat prea tare, baie prea încet. Nu, e cam tare al tău, să știi. Al meu? Da, al tău e cam tare. Ți-am zis. Ca firmă sau? GG, tu mă! Du-te că nu te cred. Mă, gameplay, din punct de vedere al gameplay-ului, pot să spun că e un stil de joc destul de satisfăcător, adică practic te lasă... Băi, dă-te dracu, ești înaintea mea! Acum văd. Mamă, și ce asta se întâmplă? Să crape pământul de rușine? Băi, eu, de exemplu, am stilul de joc, eu sunt run and gun, adică eu să fiu primul, să trag, să omor, să fac, să drag, nu știu ce, da? E o plăcere să joci contra da. Dan, pe de altă parte, e ăla care stă pitit în colțul hărții, știi? Cu sniperul în brațe, își roade de unghiile, iese, nu iese, iese, nu iese, iese, nu iese. Ăsta e Dan. Nu mai stau, nu, acest, scuză-mă puțin, acest... minunat livestream este exclusiv dedicat lui Titanfall. Deci, fără Battlefield-uri, fără League of Legends-uri, fără nimic altceva. Eu sunt încă extrem de surprins că au putut să scoată așa ceva dintr-un Source Engine. Măi, Source Engine-ul, oricât ai vrea tu să îl ridici în slăvi sau să îl numești un joc, un engine... Slăvi.
Nu, un engine depășit, să știi că uite ce poți să faci din el. Adică astea sunt niște Păi, e un gameplay decent. Andrei, uite-te la Hokken, care e făcut pe Unreal 3, care e mai vechi ca engine Source-ul e mai un pic mai vechi din ce știu eu decât ca Unreal. Unreal, da. Ok. Asta Dacă știu. știe cineva, poate să ne contrazică. Dane, Am făcut doar un Unreal, da. te rog dă puțin microfonul mai tare pentru că oamenii în Eu? Păi, ar trebui să-l auzim, nu știu. Trebuie să-ți dai tu ceva mai... ceva. L-am dat. Hai că am trecut pe... Upa! Hai, Tum, stau. tum. Hai cu steaua. Ok. Steaua sus răsare, ca o taină Ei. mare. Steaua sus răsare. Ușor. Opră, nu. Ușor cu smart pistol. Cause I'm that Automat. smart. Aha. Ok. E ca definiția smartphone-ului. Exact. Nu? Zile tu, Bobo. Tu dă-le peste bord cu Jos, smart PC. pistol. Ce faci, pe tragi mine? Ok, încerc să-i flanchez, nu știu dacă am să găsesc. Good luck. Dar nu-i corect. La mine nu se uita 100 și ceva de oameni pe YouTube. Hai mă! Bine, adevărul e, tu trebuie să te gândești și la altceva, Bobo. Eu Femeie, fac, da, ok. da, nu, Da. eu fac live stream din an în Paște. Ce bun. Adică numai la ocazii. Ocazii. Ocazii.ro. Acest video este Vreți live sponsorizat de stream? ocazii.ro. Vreți live stream? Intrați pe ocazii.ro. Stai mă jos, mă, da! Uaa, ce om rău, 5 loadout. Oh, come on. Pistolul ăsta smart nu e chiar așa smart. Amă, cum? Am 60 de secunde și am Titan already. Cred că pot să flanchez pe cineva deja. Sau nu? Mi s-a părut? Mi s-a părut. Aaaa, ce mi-am luat-o! Vai, Unde tu? ce fătălău sunt! De ce tragi, mă, în prietenul meu? De ce tragi în prietenul meu? L-ai De văzut cu ce? ciungă în păr? A? A? Ia veniți, bă, încoa. Ia, firăței dracu să fiți. Ia veniți, bă, încoa. Ia să vezi ce mătur eu cu voi pe jos. Opa! Ups! Ne. Ascunde-te și fugi ca o fetiță! Unde ți-e titanul, mă? Hai, sus! Titan ready. Tu. Hai cu Titanul. Yes. Hello, hello. Ups. Bă, dar băiatul ăsta IMG curent, whatever his name is, e cam de... Opa. Băi, ce campa copilul ăla, n-am văzut așa ceva. The fuck, acest live stream e sponsorizat de către Mercador și ei. Corect. Corect! Și tocmai punctul Ai meu de primit vista. un zâmbet! Premiul Nu, tău... ai primit fundă ca pe TPU. Dă-i cu funda. Vezi că te ciordește ăla, mă. Ai noroc Cine? că e Am bot. fost călcat în picioare. Mamă, dar boți în jocul ăsta așa de idioți. Nu mi se par mie. Sunt. Eu oricum fac, nu... Zi Ia care e să... faza cu burn card. Hai mă să începem. Wii! Tu. Ce fac unii oameni, cred că sunt cu... sunt cu live stream-ul în urmă rău. Okay. Degeaba ai furat shield-ul. Și dintr-o dată liniște. Păi da, încerc să fiu. Da. Frate,
Fraiere, nu mai văzut, da. Ai multă experiență în Bunny Hop? Da. Ia topă-i până aici. Cum facem și noi asta? Uite așa. Dacă dăm, dați kill the Titanfall, dar ce e aici, bă? Nu, n-am primit de la asta, vă sută, să mă duc la asta să eu ce. Ai zis, bă? Da. Bă, tu nu terminasei eu. Da, 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 da. Ce să termin? Titanul meu e acolo și eu murit. Dar la asta v-ați nu am terminat. Mai am. Unde mi-e Titanul? Aha. Mai am o țără de mâncare. Nu mai știu unde am ajuns. Ok. I-am stricat... I-am stricat jucăria la prost. Ia zi, bă. Mă ajung la că l-am găsit pe frasul. Oh, e bine. Să credem că e mort. Am trecut de cel mai emoționant moment din tot jocul. Aproape că vreau să mă pun pe jos să încep să bocesc. Ah, iar m-a omorât. Știi care, nu, Andrei? Nu. Ăla cu negru. That's my brother. Too late. Nope. Jos PC. Jos bubu. Ta 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 ta. Stai puțin, stai așa, stai puțin, stai. Da, da, da. Cât poți să-l ții sus? Cât, cât? Rezistă. Surpriză. Nu, no, nu o să facă, n-am DLC-ul. Nu-mi iau eu DLC-ul pentru nu știu ce chestii. Să aflu de ce, cum a fost aia mușcată, puțin în pauză. Ah, Cook. Cook ce? Ne-am luat... Ne-a luat bătaie. Ați pierdut? Încă... Dun, turun, turun, turun. Da, am jucat niște God of War mai înainte. God of War best matchmaking ever. Stai cum era. Da. Eu level 1 versus 2. Da, dar să știi că nu are nicio nu are nicio treabă. Level? Da. Means. Nu, serios, e foarte bine balansat jocul. Relativ, atunci de ce mă rupă aia de level 37? Ia, uite-l pe Andrei. Cred că au experiență în YouTube. No! M-a lăsat în urmă. Mă rog să-l omor Titan. Dăm. Ma, până acum să știți că beta-ul e destul de ok, adică din ce m-am jucat și eu și Greucea, nu putem spune că sunt mai mult decât mulțumit de ceea ce are de oferit. Nu am probleme foarte mari cu el. Culmea, nivelul de progresie pare destul, felul în care progresezi în joc, mi se pare destul de interesant. Adică, având în vedere că eu am jucat, cred că 4 sau 5 ore, în 4 sau 5 ore am ajuns la level 14. Probabil că mai încolo în joc vei lua mai greu nivel și vorbind de foști Infinity Ward, probabil că vom avea și un sistem de prestige. Exact. Asta e un lucru destul de important. Acum, sincer să fiu, aș vrea să vă părerea voastră, pentru că, vedeți voi, problema nu este cât expertiza am eu, ci cum vi se pare și vouă jocul. Drept urmare, aștept în secțiunea de comentarii și niște reacții din partea voastră. Niște păreri cât se poate de critice și mai ales cât se poate de tranșante. Pentru că, după cum am spus, fiind o comunitate care s-a dezvoltat în jurul meu, în jurul zonei și așa mai departe, tind să cred că și părerea voastră este importantă. Bine, cum a spus și Bobo în trecut, părerea voastră nu înseamnă ești prost pentru că de ce nu te-ai spălat? Battlefield. Cod clone. Sau uite o idee bună. Andrei încearcă să-ți spanezi Titanul peste alul unui inamic.
Asta e o idee bună. Vouă cum vi se pare jocul? E Da, interesant, spune-i. e... Cum mi se pare? Vreau să-l joc, tate. Uite, cineva spune, cineva spune original. Da, și mie. Cineva spune că se duce de la standard. Cineva de pe cea să-mi dea și mie un beta key. Că nu vreau să vorbesc cu el la sport. Să dau admin. Nesul. Mică, dau iar de idiotul ăla. Hello, friend of friends! Nu, nu, ăla e mai prost. Că da. De ce e Bobo online? Pentru că poate. Nu, pentru că Bobo este prietenul meu. Care e problema voastră? Ok. Ne spărăm. Bobo e prietenul tuturor. Nu știți voi nimic. Ce, grafica nu e rea? Nu. Ce că-i fă, nu-ți păcat de grafică. Nu vine să cred, mă băteam cu al meu, mă. Ce, ce? Pentru că roboți. Ce? Ar trebui să joci și de la Last Titan Standing. Da, ar fi o idee. Dar e cam greu. Că dacă ai murit, ai murit. Mi-a dat-o, gata, am luat moartea căprioare. Și căprioara ce a zis, Andrei? A, ah, uite ce faza când te împușcai pe ăla de-a tău. Ah, da, și el atrăgea mine, știi? Adică... Da, îmi place, tu tragi... cum se cheamă? Zgolești două cartușe pe el, dar tot nu te prinzi când nu mori. Te-am zis că, bă, poate are shield. Că are e un perk în joc care îți oferă shield. Dacă, bă, două cartușe și la distanța aia, mă, îndepărit. Păi nu aveam locon. Wow. Aaa, ce moartea căprioare mi-ai luat. Da, mi-am îndoit tableta grafică. Pă bune? E de aia flexibilă, deci. Aaa, mă, credeam că ți-ai belit-o. Nu. Dar am ținut-o prea mult îndoită și se formase formă de aia. Își formase? Ca material zici că e mousepad. Deci, pe bune, dacă o iei în mână, zici că e un mouse. Bă, deci, jur pe cea mai scump, pistolul ăsta e pentru idioți. Și ceea ce am zis. Wow. Mare problemă. Că nu poți să distrugi mediul. Mă, nu știu, există din ce am văzut câteva chestii pe care le poți distruge. Păi da, se distrug unele clădiri pe anumite hărți. Next gen shooter mai ales. Păi, dar nimeni n-a zis că e next gen. What? Uite, mama a omorât înainte să mă sui în Titan. Ah, păi nu e o problemă, eu încercam să țin în spatele. Nimeni n-a spus că ăsta e next gen. Bă, dar mele n-ai? Chiar arăte, mele n-ai, nu? V. Nu, că vă uite okay. Titan. Când ești pitic. Nu ești om. Uite-ți. Stai să intru Titan, fuge random în mâna lui. Hop! Bunny hop! Smart pistol e un fel de auto-aim din GTA 5. Mi-a dat pac, l-a prins. Fugi. Ești o nebună tu. Următorul TF2. Nu, frate, dacă vrei clonă. Dacă vrei clonă de Team Fortress 2, joacă loadout. Ăla, nu e ăsta, ăsta n-are nicio. Bă, nu știu, îmi place... Îmi place ideea... De ce vreau acum să mă pun să-mi descar Hawken? Nu le-au de pe Steam, că pe Steam costă bani. Ce se Titan. Asta mai merge. Ei, am reușit să dobor un Titan. Într-un final? Sau rewarding. Am un key de Xbox One și vreau unul de PC. Da, să înțeleg că sunt unul dintre key-urile alea de Xbox One care l-a folosit toată lumea. Just let me guess. Da, sărac. Gata.
mobul ei să vă distrugă de distracție. Ho, 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 iar am fost calcat. Da, după cum spuneam și mai devreme, îmi place că e genul de joc în care în sfârșit mă uit și eu pe hartă. What is that strange thing named minimap? Whoa, 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 whoa! Hai, sunt ready. Call of Duty, fiare vechi. Andrei și cam bate joc de echipa adversă, le sare în spate și fac rău eu geap. Ba da, poți să joci Hawking fără stil. Ah, m-a văzut, mă! Te-au văzut, bă, te rupe, vezi, eject. Eject, m-am ejaculat, stai să vezi ce fac după. Cam prost te-ai ejaculat. Ah, m-a călcat, mă, iară! Te-o cam făcut, bă. Ai norocit. Bă, mi se cam duce pe placajul ăsta pe birou. Trebuie să aduc. Cumpăr altul. Nu, știi, porcării de aia care se pune pe margini. Care imită lemn. Tic-tic! Să le dăm jos, titanii, urgent. Ah, și mă dă jos! Eu cred că o să scoată niște update-uri de grafică pentru cei moftoroși. Nu cred, nu cred că ar fi problema. Mie îmi place grafica, e, mă, are, nu, nu are personalitatea. Mă, gândește-te că există, mă, de-aia se numește un beta până la urmă. Asta am zis, păi asta le-am zis tuturor, băi, beta. Unde-i titanul ăla? Mamă, câta teoria, bă. No, nu se obicinește ce PC ca să rulesc chestia asta. No. Dual core, placă video 8600, nu, 9600 GT, 9800, nu știu ce. Da, nu e... Nu, nu îți rupe PC-ul, calmează-te. Dacă îți rulează Counter-Strike Global Offensive, o să-ți ruleze și chestia asta. Îți zic eu. Și să ruleze decent chiar, nu... Da, nici mie nu mi-a venit beta key, asta nu mă plâng acum, asta e. Da, nu gelos, că mi-a dat precomandă și oricum o să-l am. Sau... Don't care. Destiny vs. Titanfall, dar Destiny e numai pentru, cum îi spune, da, numai pentru console. Dar totuși n-au, cum zic, nu văd relevanță. Dropship-ul poate fi omorât? Cred. Nu cred. Ba da, mi se pare că e o navă care poate fi doborâtă. Aia m-a omorât. Nu, Destiny-ul e un MMO shooter, iar ăsta e un shooter generic. Nu... N-ai cum să le compari. Ce-ala e MMO, iar ăsta nu e. Am înțeles ce vrea să spună Wolfzone. În momentul în care spunezi titanul tău, distruge tot un jurul, știi că dă un, cum îi zice, un shockwave și are și un scut în jurul lui. Da. Trebuie să spui părul. Da, uite, un lucru foarte important. Trebuie să ai neapărat un Windows pe 64 de biți. Mamă, câta problemă. E o problemă în fol, adică nu poate fi jucat pe 30 de? Nu. Uite, cineva a ridicat o problemă, chestia cu Destiny vs. Titanfall. Să știți că nu există termen de comparație. Cum am spus, Destiny, MMO shooter, ăsta nu e MMO shooter. Ăla e mai mult cu poveste, cu măgărit, cu altceva. Care fac cărțile? Fiecare îți dă câte ceva. Există un sistem de cărți. Modul ca în Warframe, da. Ia să încercăm așa.
Ce clasă îți place cea mai mult, Andrei? Mă, SMG-ul, cu SMG-ul m-am înțeles cel mai bine. E foarte ok să te, să te distrezi cu smart pistolul și să, te, să intri la invază, să te infiltrezi cu un cloaked warrior, ceva, și să începi să le iei granții. Tuc, 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 tuc. Slabe șanse ca un PC din ziua de astăzi nu-ți mai suporte 64 de bits. Cam da. Sunt foarte puține PC-uri de acum care nu mai suportă 64 de bits. Orice PC vine mai nou cu minim 4 GB de RAM, ceea ce din start te trimite la 64 de bits. Dacă vrei să beneficiezi de tot și 4 GB, dacă vrei numai de 3,5. Ideea este că, din ce am observat până în momentul de față, dacă folosești wall jump-uri și wall run-uri, așa, primești foarte un boost foarte mare de viteză. Da. În momentul în care te folosești de toate chestiile astea. Păi și ăsta e un lucru bun. Stai că l-aveam pe unul în crosse. E, ce-i pisi, te pomenești că vrei să mă omori. Pe cuvântul tău. Vezi că trage unul după tine. Bine cu asistul ăla. Poker, COD și Hawken combinat într-un singur joc, e ăsta. Poker de ce? Pentru care cărți? What the fuck? COD plus Crysis plus Black Rage Retribution egal Titanfall. Stai, că am găsit un... Black Light doar pentru că seamănă caracterile astea care joci tu. Da, aș putea spune, dar... Nu prea văd alte asemănări și pentru că e un shooter... Crysis mai puțin chiar. Crysis absolut deloc, aș putea spune. Ce picior în gură și-a luat ăla? Nu știu, nu văd nimic de Crysis în jocul ăsta. Nu știu, poate pistolul asasinului, dar prea puțin. Nu, mă refer că ca și ceva folosit des de cei de la Crytek, nu nimic, adică nici de grafică, nici de anumite abilități sau ceva, nu mi se pare cine știe ce. Sincer, cum se mișcă, cum se comportă, mi-aduce mult mai mult aminte de nu de Titanfall, auzi? De felul cum se comporta inițial Call of Duty. Și cred că și de asta au ales Call of Duty Source Engine-ul, pentru că la bază Source Engine-ul este un Quake Engine. ID Tech e un ID Tech, da? Pe de altă parte, dacă vă aduceți voi bine aminte și Stai, că încercam să-i spuneți în cap. Hai! Ce-ai făcut? Nu mai rele și nenorociri. I-am spanat, cum a zis Wolf. Exact, l-am spanat în cap. Gata, am găsit chestia că te poți face invizibil. Chestia asta e mai ieși în alte jocuri, nu mă, în Crysis. Invizibilitate. Nu mă scol. Iar azi ți-l lovesc. Da, m-am crăpat. Nu, eu cred că jocul ăsta doar două jocuri pot să-l compare, adică COD și Hawken, atât. Altceva nu are. Altceva nu-i găsesc nimic care să fie. No, e foarte intens jocul și îmi place ideea asta că poți să te desfășori. Destul de repede. Încă o dată îmi cer. De ce? Își cere sorry că nu știu ce. Da, nu, era un băiat foarte inteligent care încerca să mă omoare. Și nu a ieșit. Am văzut. Mamă, ce prost e ăla cu Titan. Nu e stare să trag în tine, doamne. Ești degeaba. De-aia stai liniștit că... Eu cu Titanul, sincer, încă nu mă descurc. Eu garbage.
You're garbage, man. Haha. You don't know nothing. Să mă bărberesc când mă mănânc. E bine că au boții aia, că-s mai... mai aici. Au. Skill-ul era să mor. Dacă unii trei trage în jos un GTX 660, se poate. Orice e posibil. La 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 la. Vine tu. Vezi că te bubuiește unul. Mhm, am văzut. Te-a bubuit. Ce faci, PC? Ia să-ți desfacem puțin carcasa. Băi, deci ăla a fost absolut genial. Nici nu spawnase bine Titan-ul. Hop și eu. Pac, 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 pac. Bam. Nu mă prinzi, nu mă prinzi. Fraiere, țărane. Umflatule. Da, gata, gata. Deci, dacă te uiți un pic în sus, o să vezi ce fabulos e. Vezi câte nave sunt? Mhm. E harta aia. Mai știu cum zice. Mi se pare că la sfârșit trebuie să distrugi un dropship. Ah, ce m-a omorât săranul! Cum se rezolvă, mă, tăierea ecranului? Ăla e la V-Sync. Activezi V-Sync-ul. Da. Activezi sau îl opresc? Că nu la toate, la Bioshock mi-a apărut. La Bioshock am screen tearing. The game can handle my swag. Auzi. Pardon. Ce caut? Jos, mă. Dat parcurs. Andrei, stă pe o clădire, ce faci? Dă cu piciorul. De ce? Pentru că pot! Pentru că sunt nenorocit. Ce să faci, da? Vezi că te violează. Te violează. Dezactivezi, adică activezi V-Sync-ul. Păi asta l-am activat, că... Na, oricum merge peste 60 de frame-uri, dar... Nici dacă merge cu 60 nu mă deranjează. Oricum abia aștept să mă joc. Ho ho ho, câte kill-uri am avut tura asta. Abia aștept să mă joc, bai joc. Andrei, hai că poți, hai că poți. Evident că pot. Ce, iar îl lași în urmă? Aha. Am câștigat. Huh! Te scăpat? Victorie. Jocul rulează în momentul de față pe un FX 6300 cu 8 GB de RAM și o placă video 7850. Pe sistemul de gaming. Pe sistemul alt? Da. Not bad. Și rulează, toate detaliile sunt la maxim. Deci pentru cine se întreabă, uite, astea sunt setările cu care rulează. Am 2X MSSA, double buffer, field of view este la 70, deci este la 70, trebuie să fie la 90. Așa, texture resolution high, texture filtering este trilinear, ragdolls high, majoritatea, deci... Și asta așa arată. Stai să-l dăm pe totul. Hai să vedem... What the fuck? Să vedem cum... cum se comportă. What the fuck? Ce anume?
Mă uitam la un Vine și cineva, nu știu, a scos o mașină de suflat aer. Când i-a dat, i-a zburat și pantaloni și haine de pe... What the fuck? Deci s-a dus pantalonii jos și se vedea curul. Ok, hai să vedem cum se mișcă acum jocul. După ce am... Ce-ai făcut? Am dat aproape totul pe high. Păi dă-l totul pe high, dă-l mă să, că se mișcă bine. Model de... Păi de-aia se vedea ca... Curul. Dă-i pe triple buffer. Așa? 16 la filtering. Ia să vedem acum dacă... Sughiță. Da, dacă sughiță. Asta este un lucru foarte important. Ce placă video ai zis că are, nu? R? 7000, nu, e 7850. Două, ce nu o să probleme. Mm. S-ar putea pe un FX 4130 să nu meargă atât de bine. Hai să vedem acum cum se mișcă. Greucene, la tine da. Cum e situația? Se mișcă bine? Mai are probleme? Absolut, e totul la high. Pe un Asus Nvidia 660 Ti cu doar 4 GB de RAM. Se mai încarcă? Se mai încarcă? Nu, a fost o problemă de la Nvidia Experience, că încercam să înregistrez cu Shadowplay. Și de acolo a fost. Nu merge mereu. Da, pe e încă în beta și de-aia. Nu, mie nu-mi place Shadowplay-ul. Prea mari fișiere și nu prea pot să editez setările, știi, să mi-l scoată. De exemplu, nu vreau un 60 de frame, vreau un 30. Sau să nu-mi fac în Full HD, să-mi fac în 720 video. Dar face chestiile astea, da, mi-ar conveni să o folosesc, da. Nu prea. A, și sunt șanse mari să se oprească filmarea random. Nu pot să înțeles. De-aia nu-ți folosesc. Unii oameni, în momentul în care mă văd că fac live stream, ce se gândesc ei să facă? What? Să mă sune pe Skype. Pentru că fac logic. Stai, dă-mi două secunde. Au. What? Nu știu ce m-a ucis și de ce. Dar hei. Bobo. Te plictisești? Ai zis că te sună pe Skype. Eu am vrut să fiu matchmaker. Tu mă suni pe telefon, nu? Dar și domnilor Bobo Spider. Cum schimbi clasa? Apește escape. Change class. Ah, pilot loadout. Ok. Mamă, deci linia aia ciudată de la pistol mi-a aduce aminte de Little Big Planet. Tu urmărești așa. Ia auzi, Andrei, faci întâlnire la timp. Nu ar fi o idee. Vreau și eu. Vin și eu. Stau acolo în spate. Eu sunt tipul care creveți să uită la voi. Nu creveți ca animale. Dă-le în chipuri. Tă-tă-tă-tă-tă-tă. What? Au, iar am crăpat. Ca un martir. Ăla e un prestigiu. Deja știu ce telefon ai. Eu? Nu, ăsta e gigabyte-ul. Telefonul meu este un gigabyte Sierra. S1, dacă nu mă înșel. Da, Sierra S1. Ăsta e telefonul meu. Este un octa-core 2 GB de RAM. Să prototype. Ocupă vapor? E dual sim, bitches.
Da, da, este dual SIM, telefonul meu. Asta contează, dual SIM, ce mă duce. Cum îți merge acum? Ai pus la max, îți merge bine? N-am părțit nicio problemă până în momentul de față. Parcă se vede puțin mai... Da, e, din punct de vedere grafic, da, este mult mai bine. Cred că aveai texturile pe prost, se vedea pe da. Da, după rezoluția care o dai acolo, cred că sigur e laptop 7770. Sigur e de laptop. Ce e mai bine la o placă video să ai mai mulți RAM sau mai mulți bits? La amândouă. De amândouă ai nevoie. De preferabil bits. Ha, câștigăm, pierdem ca niște martiri, iară. Da. Iar pierdem, om, ce jani sunt. Pune-mă și tu părcul ăla să facă explozie nucleară când moare. Da, uite că nu mi-a trecut prin cap. E mișto tare, bă. Au! Au! Dar n-are lângă ce se vadă acum. Oh, scuze, bine azi. L-am calmat, stai liniștit. Nu o să fie free to play dată ce costă 30 de euro. Ah! Întrebarea fiecărui român. O să fie free to play? E free to play? Ce crezi că acum tot jocul? Bă, să știi că, bă, uite chestia asta... Așteptați puțin că o să fie Elder Scrolls Online, nu vă mai agitați. Gata, am mâncat bătaie. Damn! O să fie Elder Scrolls Online pe tu play, deci nu vă... Vă zic eu de pe acum. Îi dau maxim o lună. După aia o să devină gen, cum se cheamă, gen Guild Wars. În momentul ăsta, numărul de FPS-uri pe care îl am este de 120. Nu, ce trebuie? Păi luați-l acum cât e 30 de euro, că pe origine 60. Dați acum precomandă, cum am văzut eu. Bă, eu abia aștept la Plants vs. Zombies mai mult decât asta. O să apară pe Filelist cu siguranță, de dată ce e un joc doar multiplayer, o să apară pe Filelist. Tu așteaptă acolo, că sigur o să apară. La fel cum încă aștept și GTA 5. Tu așteaptă acolo. Don't worry, someday, it will be there. Doamnelor și domnilor, prietenul meu, Greucean, în timp ce bea apă, acel minunat sunet pe care îl aud de fiecare dată când joc Counter-Strike cu el. Pentru cine se întreabă, momentan jocul rulează pe un FX 6300 cu 8 GB de RAM. Trebuie să scrie asta în descriere. Da, trebuie să fac o anotă. Dacă o să mai spui atât de des, o să se creadă că faci reclamă. Păi, canalul lui este sponsorizat de AMD. Deci da. Dă-i înainte. Așa. Da, I'm a sellout. Da, m-am vândut. Nu joc. Nu joc cu SF, joc cu Greuceanu. Nu, da, așa, corect. Greuceanu. SF e doar cortul. Oh my god, joci pe monitor cu 120 de Hz, cam da? Da. Nu mai schimbat Skype-ul, dar nu mai accept pe nimeni. El nu mai este prietenul nimănui. Abia mi-a dat mie accept care suntem prieteni. Mai bine cumpăr un joc fără microtransacții decât free-to-play și plin de microtransacții. Acum îmi dat seama, eu fac level-ul lui Carin. Câteva minute de pauză, o să vă rog
în durație. Până atunci, glumele proaste ale lui Bobo, în 3, 2, 1. Bobo? Probă de urechi. Aoleu, mă scuzați puțin? Salut, Dane! Vezi ce faci? Zim! Așa? Deschide laptopul meu, ăla, sistemul meu, și vezi că trebuie să existe pe desktop o chestie care se numește Brut Lenovo. Și acolo ar trebui să fie toate chestii. Crede-mă, eu zic de 3 zile că tot o să ies afară și n-am ieșit. Copyright free. Ești ceva genul? Copyright free, da. Acasă. Dacă nu, te poți duce pe... Stai că zic imediat. Mă trezesc la 12. Exact, de acolo am luat piesa respectivă, dar nu mai țin minte cum îi spune. Mâine. Eu am zis atunci grooving, bouncy și uplifting. Distrație. Mâine sigur o să trebuie să ies. Da, ceva de genul ăsta. Mâine nu am făcut. Bine, eu în momentul ăsta fac live pe canal. Stupid program. Păi... Ok, hai, te pup, pa. De căcat orar. Nu știu să văd. Ai și tu Titanfall, mamă, felicitări. Așa, eu m-am întors, m-a sunat Dan. Ce vrea, Dan? Dan m-a sunat în legătură cu emisiunea, o chestie alu' nouă, ceva. Ce părere aveți despre GTA 5? O să apară odată versiunea de PS4? Nu, din ce am înțeles, versiunile pentru Xbox One și PlayStation 4 nu vor apărea. Niciodată. Da. Elder Scrolls Online are single player? Nu, are PvE. Are single player, Elder Scrolls Online. Da. Wait, stai puțin, stai. Ok, BRB? What? Stai, viața mea e minciună, ce? Cum? Stai puțin, că eu încă ce să procesez ideea. Nu pot să procesez ideea. Când scrie clar online și single player. Ok, gata. După aia mi-a dat mindfuck. Cred că trebuie să folosesc pistol inteligent ca să... să devii mai deștept. M-am întors. Bun. Nu fost, frate, nici să te piști, n-ai. Am fost până la bucătărie să-mi pun niște... ceva de băut. Ok. Ceva de băut, apă la robinet. Nu. Caftan. Ok. Dan? Aici? Da, prezent. Așa. Hai să încercăm beta variety pack. Variety of game modes and maps from Titanfall. Vezi că nu merge decât attrition și ultima. Last Titan Standing. Hardpoint nu funcționează, nu? Nu. Doar la primele două mele. Prima și ultima. Ok. Hai să vedem. Edge options. Why? Postcard. Îi dăm pistol. Nu se folosește pistolul pentru oameni inteligenți. Ok. Beta variety pack. Bagă pe. Ok, hai să vedem. Hai să vedem. Mișto. Uită-te acolo, ce pe cea bani. Da, Andrei, bravo, face mărire de salariu, îmi place ce văd și ce aud. Da, colegii, probabil colegii noștri de la Lenovo au chef de glume, da. Oricum, le mulțumim!
Bdumț, bdumț. Da, adevărul este că primul pistol smart pistolul e cam pentru idioți. Trebuie să recunosc că nu-ți trebuie cine știe ce mare skill să poți să ții pistolul cât de cât drept îndreptat în direcția generală a individului. De fapt, trebuie să ții lângă el, nu trebuie să-l țintești. Da, cardurile sunt gratis. Le primești în funcție de cum faci un Un joc. anumit. Nu, 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 sunt challenge-uri în joc. Bă, Andrei, vorbim de ei. Normal că-s minciuni. Nu Normal că trebuie cred, să le nu cumperi. cred, nu cred așa ceva. Tu ești nebun, o să te pună să cumperi și culori pentru Titan. Aș Hai să vezi, hai să vezi. Se vrea și, pare... nu, adevărul e că aș vrea să umblu prin oraș și, cum vi spune, aș vrea să-l văd pe Dan umblând cu un titan roz. Ne. Nu cred, nu cred. Greu Știi că ce. e un joc făcut de EA, Încă o nu făcut de studio. dată, Dan, în momentul de față, Dan Cadar, se uită la minunatul stream. Iar Ah. numele lui Greucianu este tot Ah, Dan. ok, am Și s-ar putea înțeles. să se facă niște confuzii. Ok, trebuie să vorbim inteligent acum. Poți să-ți iei Aoleo, pistolul? băi, suntem aici să ne simțim bine, ce naiba? Băi, Trebuie să prezentăm minunatul joc, să ne dăm tai niște. din gură și scoate pistolul ăla deștept. Voi sunt cu pistolul deștept. Opa! Doamne, tot cu porcăria joci. De evident. Doamne, pistol. Ah, m-a omorât. 60 de euro. Jocul este 59 de euro. De 30, taci, nu mai. 30 dacă îl iei de pe Kinguin. Păi da, nu mai fă reclame să cumpere scump. Lasă. Încurajează să cumpere, nu să stai să uite. E ca Mai, niște... pistolul meu smart nu e atât de smart. Ok, Le bag se în pare aer, că le bag aer. am nimerit într-un meci în care oamenii chiar știu să joace. Da, ne, mai bag aer. Change loadout. Trecem pe Rifleman. Hai să vedem acum. Ok. Jos, bibiloi. Stai mă, calmă, băi, băiatu. Te-a făcut. E. Dă vă foc la o carte în cer, oameni de carte. Nu înțeleg opțiunea deloc. Băi, deci era. Lee este în joc? Da, V. Apeși pe V. V. Apasă V, random Titan Da, appears. tocmai apare Titanul, mulțumesc, Andrei. Ți-am zis! Ți-am zis! Deci nu are melee, da? Ba da, mane, în momentul în care pardon, C este mele. Ok. E cum, man. C. Au! E V, random Titan appears. Hello. It's a me, pigeon. Da, mișto, Andrei încearcă să fugă în timp ce dă cu piciorul. Ho, ce lol! Am făcut... M-am ejectat din Titan în același timp cu pilotul din celălalt Titan și l-am luat în aer. It's nice. Batman style. Yeah. Dacă m-am suit pe un alt titan în momentul ăsta și încerc să-l flanchez. Eu mă las scări acum, încă aștept titanul să-l văd. Fucking delay. Doamne, Andrei, credeam că eu am ținta oribilă. Nu există țintă oribilă cu smart pistol. Nu era cu smart pistol. Da, dacă le-ai de pe Kinguin, tot pe Origin o să-l ai, deci nu știu care e tot diferența. Tot da. Au! Schimbat. Iar schimbăm. Și Ok, te surprează ok, dacă ar fi pe Steam. De ce toată lumea vrea jocul pe Steam? Asta ar trebui să-l întreb și pe Greuceanu. Ce anume? Cu chestia asta cu. Nu, lasă. Nu-i nevoie. Au, m-a omorât un ciumpalac. Challenge pentru Andrei. Termină toate jocurile la o anumită categorie de pe Steam. Care l-ai, mă, care nu le-ai.
De unde se ia jocul? Din magazin? În general, cam asta se întâmplă. Din magazin cam iei respectivul joc. Ia stai să vezi acum. Sală pe kinguin. Ce faci, Puțifer? Dacă îți chem titanul și stai fix pe locul de drop, te strebește sau nu? Orice e posibil. Nu știu dacă te strebește pe tine. Dan, dacă vrei, îmi poți lăsa un mesaj și te putem băga în live stream cu noi. Da, nu că oricum o să trebuiască să ies cât de curând. Nu tu. Trebuie să mă duc până undeva. Gata, le-am dat jos. Minte. Minte, tu de mine. Nu cred. A fost un melee. Ah! Arată. Ok. Hai sus pe Titan. Îmi place că s-a prins de o chestie invizibilă în aer. Am un pilot în spate. Ok, hai că a dispărut. Defeated. Da, evident că defeated. Opa. Băi, nu vă plângeți, mă, de suportul la Origin, mă. E cel mai deștept suport ever. Vă dă cheer de Titanfall gratis. Nu, pardon, e cel mai ușor de fraierit suport ever. Așa chiar... Am ratat shuttle-ul. Am și o întrebare, ăștia chiar se bazează doar pe roboți? Roboții ai de la suport sau mai bagă și oameni când? Challenge completed, am omorât... un cartof. Da, așa de final. I-am dat lui unul moartea căpriarii. Da. Eu o să trebuiască să ies. Păi, cred că acesta o să fie ultimul. Hai să mai stăm încă câteva minute să ne mai dăm câteva păreri despre așa. Joc. Joc și păreri. Să Da, uite cineva în secțiunea de comentarii spune ce joc tâmpit. Uite, e în funcție de preferințe. Până la urmă, jocurile sunt create pentru mai multe clase de indivizi. Sunt foarte mulți care preferă, de exemplu, să joace un MOBA și detestă cu pasiune tot ceea ce înseamnă un shooter. Este de înțeles. Da, în Titanfall poți face parkour. Mare parkour. Ideea este destul de fluidă mișcarea comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în Brink, unde ni s-a prezentat, wow, cea mai ever tare chestie care se poate întâmpla, că poți să faci și să sări, să nu știu ce, și să te dai peste cap și niște lucruri. Uite, din punctul meu de vedere, aici parkour funcționează. Și da, funcționează așa cum trebuie. Nu te poți limita numai la arme. Practic folosești întreg nivelul ca o armă dacă ești destul de inteligent. Smart pistol-ul mi se pare o armă destul de ieftină și mai mult ca sigur că o vor patch-ui, pe principiu că sunt probabil că vor nerfa tipul de lock-on și va fi undeva între o secundă 30 și 2 secunde până face lock-on sau ceva de genul ăsta. SMG-urile mi se par extrem de OP. Trag foarte repede, damage-ul este destul de mare și nu trebuie decât să zicem 10 sau 5 gloanțe ca să omori unul la o distanță medie. Și rifle-urile, atât cât am putut să joc cu ele, cel puțin din punctul meu de vedere, din beta, din ceea ce am văzut până acum, ideea de bază este că sunt destul de bine echilibrate majoritatea armelor. Plus pistoalele sidearm-urile. Ceea ce nu-mi place, în schimb, este felul în care se controlează roboții. Bine, eu cel puțin, după cum ați văzut și voi, nu prea mă simt foarte bine conducând un titan. Probabil că modelul ăsta de titan în care ni l-au pus în brațe, în beta, în momentul ăsta,
Este ceva standard, dar din câte știm există alte modele și alte modele de titan. Noi îl avem doar pe Atlas, dar mai sunt și altele, mai că Bobo, ajută-mă puțin, câte mai erau? Ogre-ul, nu mai știu ce mai era, mai era încă unul foarte sniperish. Am dat cum îi zice. Da, și armele sunt destul de, din nou, armele sunt destul de limitate. Avem chain gun-ul, care este o mitralieră imensă, avem quad rachetul care trage cu 4 rachete odată și mai avem cannon-ul. Din punctul meu de vedere e o chestie, e o chestie interesantă. Îmi place ceea ce văd, îmi place cum se mișcă jocul. Tactical abilities, n-am prea înțeles cam cum funcționează sistemul ăsta de, de cărți. Și sunt destul de multe... Păi, ți-a zis cineva cum trebuie să faci cu moartea, să apeși pe B sau ceva. Da, știu, nu, sistemul cu cărțile. Ideea este că odată ce ai folosit o carte, îți dispare până o primești din nou. Înțelegi? Adică respectivele cărți sunt practic burneri. Așa cum se numesc ele. Uite, de asta se numește și burn cards. În momentul în care folosești o carte, aceasta dispare. De fiecare dată când mori. Din nou, modurile par destul de limitate, cel puțin până în momentul de față, dar sunt mai mult ca sigur că vom avea mai multe moduri ca Last Man Standing și așa mai departe. Pe lângă Last Titan Standing, probabil că vom avea un Capture the Flag, vom avea toate modelele astea standard. Training-ul, modelul de training mi s-a părut din nou destul de ok, adică nu îți explică în fir apăr cam ceea ce ai de făcut. Mă cam sperie ideea asta că băi, s-ar putea să ai povestea în timpul jocului, adică nu există o campanie a jocului. Practic jocul este limitat numai la multiplayer și că toată povestea o vei experimenta numai în timpul multiplayerului. Stealth, uite, cineva spune în secțiunea de comentarii vis-a-vis de stealth. Da, cât de stealth poți să fii cu un Ditai Meku? Nu, el se referă pe pământ când joci cu soldatul normal. Da, e o sinergie destul de ok între Big Ass Robots și Small Teensy Weensy Kids. Îmi place ideea de rodeo, momentul în care stai în sar pe spatele titanului, probabil că mulți dintre voi m-ați văzut în momentul în care sari în spatele lui și încep să tragi în servomotor sau ce Dumnezeu este acolo. Ideea de challenges și așa mai departe, iară, mi s-a părut destul de interesantă faptul că îți dă XP și îți dau și cărți. Adică primești și niște cărți în funcție de cum performezi în joc, care sunt aptitudinile tale, nu aptitudinile, Dumnezeule mare, vorbesc în penny. salut, Matt! Salut! încă o dată îi mulțumim lui Matt și lui SF care ne-au pus la dispoziție aceste conturi pentru a face acest minunat live stream. Jocul, din punct de vedere al opțiunilor, iar o altă chestie mișto pentru, din punct de vedere al ceea ce ne oferă jocul, mi se pare ok. Cineva a spus la un moment dat că, știți, ăsta de fapt și de drept nu este un joc de PC. Nu ne putem plânge, sincer, eu mă pot plânge de altceva, de faptul că la audio settings, uite-te, știu ce avem, adică e mai mult decât penibil. Nu poți să intri, ai master volume, voice chat și music volume. Atât. N-aș putea pentru efect și așa mai departe să am niște chestii în plus. Ideea că ai un HUD, poți să-ți faci HUD-ul mai mic sau mai mare, da, într-adevăr, e o chestie mișto. În principiu sunt destul de în dubiu, să zic așa, vis-a-vis de joc. Din punct de vedere al gameplay-ului, da, este extrem de solid, oferă ceea ce au promis că va oferi și așa mai departe. Dar ca livrare generală mai au foarte mult de lucrat și, cum a spus și Total Biscuit într-un video, vorbim aici de fostul Infinity Ward care au spus voi să jucați jocul așa cum noi am vrut să-l jucați, nu cum vreți voi. Drept urmare, nu o să avem field of view și așa mai departe.
Dan, dacă mai ai ceva de adăugat, Bobo, dacă mai ai ceva de adăugat, vă rog frumos, acesta este momentul. Ce? Eu sper din tot sufletul să fie și pe Steam. De ce spun asta? Pentru că cei care mă cunosc știu că sunt un împătimit al Steam-ului și deși este pe Origin, sunt multe jocuri care, fiind pe Origin, sunt și pe Steam. Sunt acele opțiuni prin care poți să dai join pe un friend, sunt mai multe chestii pe care ți le pun la dispoziție Steam-ul. Și chiar ar fi Nu, ai o cam mișcare toate deșteaptă din feature. partea lor Da, să... ai și toate feature-urile astea implementate pe Origin. Origin este o money pit pentru ei. Cineva, uite, cineva întreabă cât de repede te plictisești de joc. Noi jucăm de o oră și un pic și, sincer să fim, nu cred că ne-am plictisit până în momentul de față. Dacă Absolut. Dan nu ar fi trebuit să plece, probabil că jucam mai mult. Încă o dată, pentru micile pentru a ne face mea culpa, vă rugăm frumos pe toți cei care se uită acum să se ducă pe canalul lui Matt, The Matt 01 METH, să-i dați un like pe canalul lui SF Gaming. Vă rog frumos iară dați un subscribe. Bobo Spider alături de noi. Bobo, aplaudă-te. Așa. Salut, Și mai ales pe interlocutorul nostru de astăzi, Dan Mandiuc, pe care al cărui canal găsiți în descriere. o să fie pus în descriere. Este în descriere. Vă rog frumos dă un subscribe Carly Books 2. Chiar vă rog să îl ajutați, face parte din comunitate, este nou pe aici printre noi și mai ales discutăm de un nou YouTuber care merită atenția voastră, zic eu. Acesta a fost livestream-ul de săptămâna aceasta. Numele meu este Andreene, individul care face jocuri la Zona IT, care de fapt nu face jocuri, ci doar le prezintă. Alături de mine a fost Mama. Dan Mandiuc, Dan aka Mandiuc, Greuceanu. Greuceanu și mama, adică Bobo Spider. Ok, o zi cât mai plăcută. Sper că v-a Salutare. plăcut acest livestream. Sper să mai fac și altele pe viitor. O zi cât mai plăcută și nu uitați să vă jucați.